Bună ziua, stimați spectatori! Astăzi ne aflăm la o nouă ediție a emisiunii Mândriți-vă că sunteți moldoveni și astăzi vom discuta despre etimologia satelor din, din, Moldova. În platou îl avem pe Gheorghe Melnic, cercetător a localităților din Moldova. Bună ziua, Gheorghe Melnic! Bună ziua! A, care, cum ați ajuns la studierea satelor, localităților din Moldova și ce importanță are asta? Din mulțimea de sate pe care le avem în Republica Moldova, multe sate au denumiri interesante, enigmatice și care necesită să fie lămurite. Da? Luând în considerație că fiecare localitate din popor îi se atribuie o legendă oarecare, adică noi, eu am încercat să dezvălui esența, înțelesul fiecărui denumiri. Totodată și cu atestarea documentară de pe vremurile trecute. Astăzi avem a elucida adevăruri despre înțelesul fiecărui nume, iată, a unor sate care încep cu rădăcina Ciuci. Uh -huh. În primul rând, o să vorbim despre satul Ciuciuieni, din Reionul Sângerei, care face parte din comuna Iezărenii Vechi, pe Ciulucul Mijlociu, care are peste 1.000 de locuitori, jumate bărbați, jumate femei, așa, mm -hmm. cam așa, și atestat, adică documentar, în temerea satului Ciuciuieni este aproximativ 1.647. Așa este constatat de Dicționarul Statistic al Basarabiei din 1923, fără de precizarea documentară respectivă. Pe când Atlasul Lingvistic Moldovenesc din 1968 da, informează că pe ocina colonelului Iordache Hârjel se întemeiază, pe, pe ocina lui, uh -huh. au fost întemeiate două cătune. Cătunul mătăsan și cătunul Ciuciuieni. -Ciu Legenda din satul respectiv spune că din satului ar fi provenit de la Ciuciu, care ar fi însemnând mic de statură. Mm -hmm. Este și așa ceva, dar ei, locuitorii consideră că porecla băierului Ce? era așa. Mm -hmm. Adică Iordache Hârjău era mic de statură. Da? Vreau să spun și eu părerea mea despre Ciuciu. Da, da. Adică Satul Cicigen este așezat pe un Mijlociu, un râu, cândva foarte cu multă apă. Aici este așezat mai sus de Cicigen și satul Chișcăreni, satul Iezăreni, Tăurii. Luând în considerație că este deja un sat, Chișcareni, da. adică un hidronim, da. cu numele de Chișcari, de la un fel de, de, de pește, ah, aha, da. ciuci, prin acele vremuri probabil că era și un fel de carp mic. Mm -hmm. De la ce aș proveni anumirea. E logic să fie numit și satul Ciuciuieni. Da. Adică dacă este chișcăreni și Ciuciuieni. Ei, asta este o legendă. Și este și părerea mea. Vreau să spun că satul nu a fost luat la evidență nici în 1772, 73, 74, care este motivul rămâne de cercetat. Pentru nu, că în Moldova multe sate din care erau mai vechi decât înainte de acest recesământ, uh -huh. nu a fost inclus în evidență. Că abia la 1803 ciucienii sunt luați în cronica aluzilor cu 53 de birnici care aparțineau logofetului Mihai Il Sturza. Abia după 1500, 156 de ani a fost atestat acest sat. Adică era ferit de ochii lumii, lumea trăia în voia ei și... Și-a păstrat numele. Dar care a fost motivul că era ferit? Era mai îndepărtat de, de centrele principale. Principal. Încă mai erau alături, încă mai erau alături în ghilimele satele Ciciuieni și Mătăseni până în o, 1835 iată la, Mătă, la acest an când s-a făcut un recesământ da? o parte de moșie cu 75 de familii de țărani îi revin lui Ștefan Bocanșa da? cu timp pe ști, uh, alt, uh, capitan Stepan Dunin reușește să acapareze în Ciucieni, zic că 1532 de, de de pământ, da? iar soția lui Maria Bocancea a obținut în 1877 permisiunea de a încăsa 15.336 de ruble pentru 688 de setine de pământ repartizate ca nadeluri, da, țăranelor uh -huh. de asta. în uh, secolul 20, uh, deja, Ciciuienii intră ca sat de sine stătător. Deoarece, probabil, că mătăsanii deja s-au contopit. Iată, cam așa este uh, istoria scurtă a satului Cicieni. Vorbim de satul Cicieni, ne puteți spune dumneavoastră dacă acest sat are cumva o denumire comună cu alte sate? De, uh, numele comun. Rămâne doar înțelesul rădăcinii numelui, ciuci. Uh -huh. Pe parcurs vom mai dezvălui înțelesurile la alte localități care au aceeași rădăcină și fiecare este binevoit să deducă singur, să înțeleagă singur care este numele uh -huh. satului respectiv sau în care el trăiește. Vorbind, vorbind despre satul Ciuciuieni, ce puteți dumneavoastră să ne spuneți despre localitatea Ciuciulea, care are probabil aceeași rădăcină din denumirii satului? Satul Ciuciule din raionul Glodeni este un sat tot mărișor, peste 4100 de locuitori și este pe un părăuș. Este situat pe un părăuș care se varsă în râul, așa să-i spunem, Căldărușa, uh -huh. da? lângă Satul Veșoară. Atestarea Ciulei este anul 1443. Dar această atestare în literatură este. Ieronată. Este greșită pentru că din numele satului este confundată cu satul Ciulinești de peste Prut. Aha. Ca localitate, da? ea apare mai târziu. Atestarea documentară a ciulinești este mai târziu deoarece chiar nici data de 20 martie 1554 nu corespunde adevărului. Ea este atribuită documentar, vă să că totuși satul Ciulinești. Satul Ciulinești este mai mare cumva sau? El este pe, parte, pe partea Aha. dreaptă a Prutului. Chiar și la 1605, când Ieremia Movilă emite un document pentru seleștea ciulinești, da? nu pot fi puse ca o piatră istorică în istoria, sau în fundamentul satului Ciciulea. Pentru că este un lucru greșit. Dacă vom consulta cele făcute publice de către Paul Mihail, da, din documentele archivistice ale Episcopiei Hușilor, vedem că datele despre diaconul Mihail, preot, uh -huh, o ciciule, da. apare la 1658. Că un tânăr apropiat de episcopul ca, un tânăr apropiat de episcopul Dosoftei. Da. O altă sursă, deja din 1688, da? păstrează uh, documentar semnătura diaconului Mihail Iereu o ce, au fost la tătari. De la Ciciulea, da. ce au fost la tătari. Lăsăm pribejeile lui Mihail Ociciulia pentru alți cititori. Noi să ne ținem de ale noastre, adică de cursul anilor care este nestabilit, chiar și dacă un fir de istorie nu răsare cu totul. După 72 de ani, într-un act de mărturie hotarnică a moșeilor Cuhnești și Giulești din Ținutul Iași, așa, atunci pământul unde se află satul Ciuciulea era în Ținutul Iași elaborat de Tudor Calimache la 26 iulie 1760, iar peste 2 ani deja apare ca Ciciulia, Juliește. Na, uh -huh. da? Toponimile înșerate în document sunt Fântâna Nabota, Apa Căldărușii, Apa Glodenilor, Fântâna Rece. Da? În acea perioadă, Moșie Ciciulea era de rând cu localitatea sau consătucul să, care se numea Fedești. Iată, anume Fedești uh, era sub, mai vechi. da sub ce aspect era de rând cu satul fedești. Satul Fedești era Fetești. alături, Fedești aha, a, era alături, bine, dar aha. istoria lui este mai veche decât aha. asta. Uh, și vorbeam, uh, am vrut să spun că moșia comună a satelor ciciulia și Fedești se extindea până la Prut. Vă zic că pe această arie a moșii satelor respectiv mai apar mai târziu un șir de sate ca Chilia, Câșla, Morile lui Asmache. Satul ceciule mai este atestat încă în, într-o informație când pe la 1763 Hamza Pașa, Turcul, coboară, adică merge în drum de la Hotin spre Galați și trece printr-un șir de sate pe malul Prutului până, la, până ajunge la destinație. Da? Și, și în și, acest și, document vă zic că sunt însemnate că drumul lui Hamza Pașa a, a trecut prin Vasileuț, Duruitoarea, Ciucule, podul lui German, Rezina, Boldurești, stânilești, Fălciul și Cresoasa și așa mai departe. Dacă ne uităm la populația care locuia în acea perioadă în satul Ciuciulea, trebuie de spus că satul era destul de mare în acea perioadă, el s-a format, se simte lucrul ăsta, că avea 122 de case, și, dar trei case erau pustii. În același timp, în sat, adică locuiau 89 de panțiri, ostași, aha, aha. 16 văduve, femei sărace, dar erau doi duhovnici și 12 țigani. Aha. Satul aparținea lui Dumitru Osmache Dumitru Osmachi era un târgoveț, un negustor, da? Și probabil că satul nu era întreg al lui. Da? El avea ca proprietate un anumit un număr anumit de țărani. Pentru că în sat mai erau încă și trei mazili. un Manoil, lui Nestor, Arvintie și Nicolae. Da? Care, acest Dumitru Osmache mai stăpânea și în satul Câșla încă 12 case. Adică și 11 țărani moldoveni și un mazil. Adică cam, asta era stăpărirea lui, asta ceilalți, probabil că erau, făceau parte din voluntirii da? armatei, că atunci era războiul acela rusă-turc. Pe la sfârșitul verii, 1788, prin Ciciulia, că trece armata a fel Cine cunoaște istoria, urmărește și, până la urmă, se alege cu victoria lui Lumeanțău la Cahul. Mm -hmm. Viața locuitorilor din Ciciulea se împlinea cu șiruri de evenimente. Da? Și starea economică era viața spirituală, da? că astăzi noi să ciuciulenii ciuciuli, da, ciuciuli. Ciu, ciuciul. Se pot bucura cu așa personalități care s-au născut în satul Ciuciulea, da? Valentina Cojocaru, da, cântăreață de muzică populară, mm -hmm. da, da. Da? Veronica Grigoraș, Șenco, actriță de care după studiul la școala superioară din Moscova, Shukin, da? S-a filmat în pelicula Turnul de lemn, uh -huh. un film foarte interesant după da. creația lui Nicolae Sinenco. E deci cam așa. Ciciulea, ce ar fi însemnând ea? Se lămurește că este are înțelesul de ciciulă, are înțelesul de mămâie. De la Mătăhală, cuvântul este Altă lămurire, Ciuciulea, ca ființă închipuită. Ele sunt identice. Dacă le place locuitorii din Ciuciulea această comparație, n-au decât să se bucure de ea. Având ei, totuși, o legendă similară, de Când unul are bădică, da, într-o luptă cu turcii, a făcut multe mămâi, na, da? Și i-a speriat pe turci. Așa a fost, așa nu a fost. Rămâne în lumea să se bucure de legendă. Vorbind despre satul Ciuciulia, putem menționa și satul Ciuciuleni, care la fel probabil are o denumire practic asemănătoare cu satul Ciuciuleni ce putem vorbi ce puteți ce ne puteți relata despre satul Ciucileni Satul Ciucileni este unul dintre cele mai mari sate în Republica Moldova cu peste 6400 de locuitori, M destul de mare. Este situat pe râul Cogălnic în raionul Hâncești și este atestat Zic tot cu da, o dată greșită, care nu cred că e aparține anume satului Ciciuleni, ci aparține satului care nu a fost contopit în satul Ciciuleni de Voloaca. Uh -huh. Pentru că un suret de pe un ispisoc sârbesc de la Alexandru cel bun, este atestată Dania, că miluirea lui Vlad cu, și întărirea moși, ocinei acestea pe pământul Moldovei, anume satul, niște sate de partea dreaptă a Prutului și în același document vă zic că sate și Pilăpușna, anume satele Iurceni da, și la Piatra Cruce, adică la Cruce de, de Piatră, da, satul Secăreri, care este și astăzi, Satul Lepoveșna, Lăpușna de astăzi. Da? Alte toponime sunt incluse în acest document ca Fântâna Iepurilui, to tot pe Lăpușna, Fântâna lui Elieș, satele unde au fost Hristie Jude, Stăilă Jude, Jula Jude da? și împotriva, adică vis-a-vis -vis de un sat, care rămâne sub semn de întrebare, peste deal dinspre Voloca, la fântâna lui German. Iată, este atestat satul Voloca, care mai târziu, abia la 28 iunie 1598, apare împreună cu satul Ciuciuleni, într-un document de la Iremia Movilă, care Întărește vistiernicul Ignat și Procopi, ficiorii lui Coste, cumpărătura cu, cumpărătura cu 30 de taleri de argint da? a șasea parte din satul Ciuciulenii și Volosenii. Deja satul acel timp se chema Voloseni. Da? Și această cumpărătură este făcută de la Petrașcu, și sora lui Floare și fiul lui Petri și nepoții lui, care sunt nepoții lui Dan, că care era și Aurel Sava, în documentele sale studiate, adică în studiile sale, adeverește că la acea dată Voloșenii, Voloca, era deja cu 166 de ani trecut. Așadar, atestarea satului Ciuciuleni rămâne să fie cu data de 28 iunie 1598, cum este în documentul emis de domnitor la acea perioadă. Un alt document, o scrisoare de la boierei Gavrilaș Mateiaș, V. Claudiu Petricei cu vielvornic și alții, a zis că ne aduce o informație că la 1640, 18 mai, îi se întărește o danie făcută lui Gavril cu femeia sa, Varvara, fată lui Gheorghe Diacol din Voloșeni, lui Dari și surorii sale Ghinie, Ficiorii lui Carabes pe Calabă. Dar vă zic niște părți din o cină. Un alt document, o scrisoare de la boierii Gavrilaș Matieș, Viel Logofet, Toader Petricei cu și alții, dar ne aduce o informație de la 18 mai 1640, de la primărgătoriu, vă zic, document, 46 de ani, da? cum că se întărește lui Gavril și miei sale Varvara, fata lui Gheorghe Diaco din Voloșeni, da? lui Darie și surorii sale Ghinie, copiilor lor da? și surorii. Referitor la istoria satului Ciciuleni sunt o multitudine de documente care din lipsă de timp probabil că nu o să putem să le expunem astăzi în vorba noastră. Revin la o perioadă mai târzie de la atestarea documentară a satului cicileni pe la 1772, când satul a fost inclus în recesământul efectuat la acea perioadă da? și este însemnat că satul întregea 53 de case locuite, da? în care trăiau 45 de țărani moldoveni. 45 de țărani înseamnă 45 de cap de familie. Dar nu în considerație că o familie constituia un număr însemnat de... Da? Satul era la acea vreme destul de mare. Însă nu este împreună cu satul care tot timpul era alături cu Voloaca. Înseamnă că satul deja era contopit cu mai mult progresiv sat Ciuciulen. Ca la 1774, satul se, în sat se registreze 49 de case, cu 41 de birnici, da? și cu opt persoane care au fost scutite de, de bir. Zic că ei constituiau rufeturile. Ei, pentru că era un uh, voluntir, apostol Andronache, doi mazil, Ioniță angareci și Ștefan Ciocan și un popă Tomă. Uh, și de erau și scutite de bir și patru femei sărace, Baba Chiriloaie, Parascovia săracă, Nazar Nazaria și Ioana, tot la fel o femeie săracă. De unde vine satul, numirea satului Ciucileni? Adică în literatura în literatură este, este termenul, cum am spus, ciuci, ce înseamnă mic ce și se mai spune că a, a se ciciuli da, a se ciuci. Este așa o variantă. Este împrumutat din sârba croată ciuciati Asta da? pe vine. A, a se a, a se, ascuns, a se pichiti undeva, na, da? a se face mic. Uh, Dicționarul uh, moldovenesc lămurește că a se cicili, a se face gem, a se gemui, poartă același nume. Da? Alt dicționar lămurește că ca, a se cicili ca un termen popular, a se strânge, a se gemui. Da? Acest uh, termen poate provini proveni și de la vechiul unguresc uh, care aproape aceeași, are același înțeles da? și aceeași sonoritate. Rămâne dacă ciuciulenilor le place cuvântul să accepte acesta, dar nu acel care e, rămâne înrădăcinat până ce dintr-o legendă despre ciobanul Ciuciuleanu și așa mai departe. Na, da? Științific, o să zic, poate fi acceptat acest termen. Vorbind despre toate aceste trei sate, mai este un sat care are poartă din de, de Ciuciumeni, care este practic identic după denumire cu satul Ciuciuieni. dar satul Ciuciumeni, satul Ciuciumen este atestat la 5 iunie 1680 în, într-un document de la Gheorghe Duca, da? și se afla în ținutul Suroca pe apa părăului Căinari. Apa apa, Căinari. Vă zic că caucine ale șetrarului Vasile Mărzac. Însă o serie din sate care au fost numite în acel document se păstrează și astăzi pe când satul Ciciumeni probabil că a fost ori contopit, ori dispărut în urma celor Contopul. întâmplate pe acest parcurs de vreme. Domnule Melnic, cum credeți dumneavoastră? Este oare suficient studiată istoria locală, istoria localităților în școlile din țară? Și cât este de important acest lucru pentru elevi, studenți și așa mai departe? Studierea localității în școlile din satele noastre este o problemă. Una, că nu este destul material informativ, pentru, chiar pentru învățători. Ca să ajungi la adevăruri, trebuie să studiezi multe documente istorice și eu pot să spun despre cum am pătruns eu în adevărul localității, numele localității meu din care eu, unde m-am născut, nu din Capriana. Uh, adevărat un nume, am mai spus, este Cipriana, pentru că de la Ciprian vine începutul. Uh, m-am stăruit, am uh, răsfăit multe cărți, am lucrat în arhivă, am cercetat. Uh, este un lucru foarte nevoios și foarte greu o să ajungă mulți elevi da, să afle adevărul despre satul respectiv. Eu cred că uh, ceea ce expunem noi astăzi o să strânească, o să fie un imbold pentru iubitorii de istorie moldovenească pe viitor și vor uh, îndrăzni să răsfoiască cărțile vechi, documentele. Eu sunt disponibil oricărei adresări din partea cuiva care vrea să cunoască istoria localității, cea adevărată, ce ține de documentele istorice. Celelalte rămâne pe seama lor. Să-și dea stăruința și să-și aducă aportul la elucidarea adevărului da? satului respectiv, a numelui, a celor întâmplate și fără vreo zgârcenie le, le dau informația pe care, de care dispun. Și ea, de ea este foarte multă. Noi vă mulțumim, domnule Melnic pentru o, o redare a istoriei localităților atât de vastă și interesantă iar localităților menționate Ciuciumeni, Ciuciuleni, Ciuciuieni și Ciuciulea le dorim bunăstare. Iar cu voi, dragi spectatori, ne revedem la următoarea emisiune. Moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.